să se calculeze 2 ori sinus pătrat de 135 de grade. Haideți să-l notăm cu A mic. Acum uitați ce se întâmplă. Problema se poate face în multe moduri. Fie 135 poate fi gândit ca 270 împărțit la 2. Fie 135 poate fi gândit ca 90 de grade plus 45 de grade sau ca 180 minus 45 de grade, fie în modul cum vom rezolva acum. Deci iată, avem 4 metode. Haideți să o facem pe cea mai simplă. 135 de grade este unul dintre 90 și 180 de grade. Prin urmare, va trebui să reducem acest unghi la primul cadran. Care sunt formulele de reducere la primul cadran? Sinusul în cel de-al doilea cadran, observați că este plus, iar unul din cel de-al doilea cadran se reduce în primul prin scăderea lui din 180. Deci va fi sinus de 180 de grade minus 135 de grade, adică este sinus de 45 de grade. Prin urmare, expresia noastră devine A egal cu 2 ori sinus pătrat de 45 de grade. Ne uităm acum în tabelul de valori al funcțiilor trigonometrice pe unghiurile elementare și obținem egal cu 2 ori sinus de 45 de grade este radical din 2 pe 2 sau puteam să scriem și ca 1 pe radical din 2 aici la pătrat, adică egal cu 2 ori radicalul la pătrat de 2, 2 la pătrat e 4. 2 ori 2, 4 pe 4 egal cu 1 și problema este încheiată.